CSMS-ul Ceava a început dezinvolt întâlnirea și a condus mai tot timpul pe parcursul primului set. Gazdele au întors de la 20 la 23, punctând de 4 ori consecutiv, dar fără a valorifica 3 mingi de set. Sucevenii au profitat de prima minge de set de care au beneficiat, ajudecându-și primul set cu scorul de 28 la 26. Băcăuanii au întors însă soarta meciului, după ce s-au impus în următoarele 3 seturi cu scorurile de 25 la 22, 25 la 13 și 25 la 18. În urma acestui eșec, CSMS-ul Ceava a fost egalată la puncte de Rapid București, astfel că întâlnirea directă pe care cele două formații o au programată sâmbătă în Sala Unirea va fi decisivă în desemnarea ocupantei locului 3 la finalul sezonului regulat. Antrenorul Victor Pancu a mizat în partida cu Știința Bacău pe următorii jucători: Andrei Sasu, Vlad Mihuț, Lucian Huțuleac, Andrei Giurcă, Robert Petraru, Marius Contariu, Tudor Orășanu, Andrei Tănasă și Emanuel Amariei. În celelalte meciuri ale etapei a noua din divizia A2 Est s-au înregistrat următoarele rezultate: Steaua București, Dacia Buzău 3-0 și Rapid București, Știința București 3-1.